Trecem prin niște perioade grele cu toții. De la o criză sanitară am ajuns să fim speriați de războiul care este la un pas de granița cu țara noastră. Însă, cu atât mai mult, în această perioadă, trebuie să încercăm să fim mai buni și să-i ajutăm pe cei din jurul nostru, cei mai puțin norocoși. Astfel, tineretul social-democrat din Mehedinți, susținut de președintele PSD Mehedinți Aladin Georgescu, demarează o campanie prin care se dorește implicarea cetățenilor pentru a-i putea ajuta pe semenii noștri și a le face o bucurie în pragul sărbătorilor Pascale. Tinerii socialdemocrați consideră că bucuria poate să vină și din lucruri mărunte, astfel în prag de sărbători își doresc să îi ajute pe cei cu care viața nu a fost atât de darnică, dorind să meargă prin satele din județul Mehedinți, unde să împartă daruri dulci, fructe și alimente specifice sărbătorilor pascale, aducând astfel un zâmbet pe chipul cetățenilor. Din păcate, pandemia și în ultimele luni războiul au afectat foarte mult Viața românilor. După cum ați putut observa în decursul zilei de ieri, domnul președinte al Partidului Social Democrat, domnul Marcel Ciolacu, a ieșit public cu un plan de măsuri care să diminueze impactul pe care aceste două evenimente la nivel mondial le-au avut în viața. Românilor. Este foarte important ca fiecare dintre noi, la nivelul nostru, să venim în sprijinul categoriilor defavorizate, să venim în sprijinul categoriilor de vârstă vulnerabile. Tocmai de aceea, Tineretul Social Democrat, sprijinit de președintele PSD Mehedinți, domnul Aladin Georgescu și de ceilalți colegi din conducerea organizației județene, în perioada următoare vom organiza acțiuni, caritabile. Sperăm noi cât mai multe comune din județul Mehedinți. Vom încerca să aducem o mică bucurie atât copiilor, cât și persoanelor vârznice. Campaniile caritabile realizate de TSD Mehedinți continuă. Dacă în iarnă mai multe familii au avut parte de o mică bucurie în pragul sărbătorilor, acum, pentru că se apropie Paștele, va fi demarată o campanie prin care TSD Mehedinți, susținut de președintele PSD Mehedinți la din Georgescu, își propune să fie alături de categoriile de vârstă vulnerabile, astfel încât, pe lângă surprizele pentru cei mici, vor să fie alături și de vârstnicii din județul nostru. Alexandru Cojoc secretarul executiv al TSD Mehedinți, susține că aceste acțiuni au devenit o tradiție, iar prin aceste mici gesturi încearcă să vină în sprijinul celor mai puțin norocoși. Este o perioadă în care cu toții trebuie să fim mai buni, este o perioadă în care putem să facem lucruri mărunte, care însă pentru acești oameni înseamnă o mare bucurie și o mare fericire. Cu ajutorul dumneavoastră îi rog pe toți cei care pot să contribuie la aceste acțiuni să vină la sediul Partidului Social Democrat de luni până vineri între orele 10 și 14 pentru a și aduce și aportul la acțiunile pe care noi le vom desfășura săptămâna viitoare în mai multe locuri din județul Mehedinți. Fiecare cu ceea ce poate, o pungă de pufuleți, o eugenie, hăinuțe sau jucării, toate sunt de real ajutor pentru persoanele pe care noi le vom vizita săptămâna viitoare și pe care încercăm să le sprijinim. Astfel, TSD Mehedinți face un apel la toți cei care își doresc să aducă un zâmbet familiilor cu diferite probleme sociale din județul nostru, să se alăture acțiunii caritabile, fiecare cu cât poate, numai împreună putem schimba ceva.